Bună seara, bine v-am găsit la ProSport Live. Probleme mari la Ucluj. Eric Lin, care este la un pas să fie dat afară, se caută antrenori, se discută cu mai mulți antrenori, însă acesta ar avea și ceva susținere din partea președintelui Constante. Acesta nu este dispus să-l dea pe Lincar afară, însă ceilalți oameni din club deja discută, sunt liste făcute cu antrenori. Leo Grozavu a confirmat interesul lui Ucluj pentru el, însă pune o condiție: să se întoarcă Andrei Corduș, fostul manager general, care nu este în relații deloc bune cu Radu Constantea, președintele clubului. Discutăm despre Ucluj, discutăm despre FCSB, Craiova, CFR, pentru că știți foarte bine, mai e un pic și se joacă cele mai importante meciuri ale sezonului pentru echipele românești în Europa. Vorbim de retururile meciurilor din play-off-ul Conference League. Am putea avea trei echipe în grupele Conference League. Doamne ajută să se întâmple așa. Vom discuta și despre Dinamo, pentru că, deși sunt probleme serioase de ordin financiar acolo, se mai fac și transferuri, a venit un portar. Murat spune că sunt șanse, afaceristul Murat spune că sunt șanse de 80% să preia clubul din Ștefan cel Mare, care, mă rog, nici măcar nu mai este din Ștefan cel Mare, este din Clinceni, fără nicio ironie, din păcate acolo joacă Dinamo în acest moment. Discutăm toate subiectele zilei cu analistul ProSport Florin Prunea. Bună seara, Florin, bine revenit! Te salut, Victor! Înainte de toate vreau să te întreb ce părere de situația asta de la Ucluj, după care discutăm și despre meciul pierdut ieri cu Sepsi 0-1. Îmi pare rău că vorbim totuși de o echipă nouă promovată, care a promovat pe merit. Da. Nu i-a dat nimeni nicio șansă înainte de manșa dublă cu Dinamo, o echipă care a promovat pe merit și care a creat un oraș și o emulație extraordinară. Sigur că după aceea a fost și ghinionul ăsta că a fost Antoldu și n-au apucat să joace niciun meci pe teren propriu, au jucat la Mediaș. Da. Au avut și un program destul de greu, dacă ne uităm pe programul de jocuri. Și trecând la partea sportivă, din păcate, campania de transferuri a fost una foarte slabă. Liga 1 este cu totul altceva, Liga 2, multă lume spune, domnule, e mai grea. Da, dar ca și calitate și ca și performanță, Liga 1 e altceva. Îți trebuie jucători de calitate, îți trebuie jucători care știu ce înseamnă Liga 1, este cu totul altceva. Din păcate, jucătorii care au fost aduși și așa foarte puțin nu au confirmat. Mă așteptam ca după ce au promovat să aibă o campanie de transferuri mai bună, în sensul că am văzut emulația care era în jurul suporterii, stadionul plin la meciul de baraj, aproape 30.000 de spectatori. Mă gândeam, zic, domnule, o să-și facă un lot, cu siguranță, ca măcar să rămână în Liga 1. Dar uite că nu este așa și se vede în momentele delicate ale jocului, jucătorii cei care gafează sunt jucătorii care sunt jucători de Liga 2, care joacă mai mult la Liga 2. De asta zic că lotul este unul care în momentul de față nu-ți dă nici speranțe foarte mari. Acum am uitat așa și la schimbarea lui Lincar. Păi bun, ai promovat că nu se aștepta nimeni cu Eric Lincar. Sigur că au fost probleme și la divizia mea. Noi am văzut atunci că a fost... Alternau, da, a spus-o el, a spus-o Lincar, nu o spunem noi. Că a fost de 4 ori când au vrut să-l înlocuiască. Înseamnă că acolo sunt lucruri care se întâmplă de mai mult timp, nu acum. Acum ce vedem este așa ce iese la suprafață. E clar că sunt probleme în interior, e clar că sunt probleme la nivel de conducere. Plecarea lui Andrei Corduș. Eu știu de ce a plecat, dar nu pot să spun, poate va spune, nu este ok ca să spun eu de ce a plecat el de acolo. De ce a fost îndepărtat el? Cât a fost acolo, a dus niște jucătorii care au dus greu la Liga 2, jucătorii de calitate sunt aduși de către Andrei, de către Corduș. După aceea a plecat, sigur că el e singurul care trebuie să spună și să lămurească aceste lucruri. Nu este întâmplător, nu este întâmplător. Eu sper, pentru că am jucat și eu la Cluj, Clujul este orașul meu, al doilea, al treilea oraș după Craiova, unde am jucat și eu știu ce înseamnă Ucluj pentru România, pentru campionatul nostru. Ucluj trebuie să rămână Liga 1. Dar sigur că va fi destul de greu, pentru că vedem, deja e mult de jucat, dar deja vedem o prăpastie între locurile, deci Ucluj și Mioveni, și celelalte echipe care parcă joacă altceva. Adică, chiar dacă nu au multe puncte, dar jocul îți dă speranță că poate să facă puncte într-un timp foarte scurt. Vis-a-vis de schimbarea antrenorului, eu nu știu dacă este o soluție foarte bună acum, cum nu crezi și cred că este o greșeală înlocuirea lui Pelici de la Mioveni. O spun din start. De ce? Este o foarte mare greșeală. Păi este antrenorul care a scos maxim din această echipă. O echipă fără valori individuale. O echipă, știi foarte bine, cu salarii foarte jos, cu jucători mai mult de Liga a doua. O echipă care a vândut acum cel mai bun jucător pe Bogdan Rusu da, și au făcut bani.
De asta zic că eu cred că este o greșeală în depărtarea lui Pelici de la Mioveni. O foarte mare greșeală. Bun, revenind la Ucluj, există o listă de 5, am primit-o chiar eu, aseară din interiorul clubului. Cineva de la Ucluj mi-a spus, uite, asta este lista cu care noi discutăm. Mi-ai confirmat și tu ceea ce știam și eu, că există totuși susținere în partea lui Constantea pentru Eric Lincar. Și asta e grav. Înseamnă că sunt niște tabere bine structurate în interiorul clubului. Unii își doresc să scape de antrenor, să pună pe altcineva, alții își doresc să-l țină. Există lista asta cu Rednic, Laszlo Balint, Eugen Neagoe și Mircea Rednic. Plus Leo Grozavu, care a și confirmat în ProSport, a spus că da, își dorește să vină, dar există niște condiții. Păi dacă Leo Grozavu a fost contactat, da, și el recunoaște, da, că am fost contactat, au o problemă mare acolo. Nu se face așa ceva. Un conducător... A și spus, domnule, înțelegeți odată, eu refuz să negociez cu Cluj atât timp cât postul nu este vacant. Păi eu zic, el a negociat cu Cluj sau nu a negociat? Nu, el spune că refuză negocierile. Da. Deocamdată, eu cred că Eric Lincar merită un minim de respect pentru munca pe care a făcut-o acolo, în sensul că să se poarte o discuție cu el și să se ajungă, dacă se va ajunge la o despărțire, să fie o despărțire pe cale amiabilă, pentru că așa este normal față de Eric Lincar și față de antrenorul Lincar și față domnului Eric Lincar. Lista pe care tu ai spus-o acolo sunt toți antrenori, Nicolo Napoli, sunt toți antrenori care au confirmat. Deci nu mai au nevoie de nicio prezentare la echipele pe unde au fost și au realizat obiectivele. Neagoe a câștigat de două ori play-out-ul, a câștigat play-out-ul la Iași. Grozavo a dus Sepsi în cupă europeană. Napoli a dus Poliaș în Europa League când eram și eu acolo. Mircea Rednic, un antrenor cu experiență, sigur care în ultimii ani rezultatele, eu sincer nu cred că este o variantă și nu cred că nici el își mai dorește să antreneze în România în momentul de față. Și mai ales după retrogradarea lui Dinamo, unde și el a avut partea lui de vină. Parte de vină. Ce mai avem acolo? Laszlo Balint, un antrenor care este de-al lor. Ardelean, știi foarte bine că l-a avut rezultate, este o echipă pe, să zic așa, pe caracterul lui și pe ceea unde el s-a simțit bine. Pentru că s-a văzut clar că la Craiova nu era în mediul lui. E adevărat. Bun, hai să vedem pe Bergodi și Lincar după partida de ieri, câștigată de Sepsi Sfântul Gheorghe cu 0-1. Ce m-a deranjat au fost chestiile că... Ce mi s-a, m-a și sunat lumea, când negociez rezilierea, sincer, n-a fost nicio discuție, n-am până la acest moment, dar v-am zis, sunt un tip prea demn, prea corect cu fotbalul. Am și spus la conferință data trecută, niciodată n-am mai avut mai mult de 2 înfrângeri, acum sunt 4, e destul de mult. De aceea s-ar putea că e nevoie și de o schimbare. N-am o problemă să plec de la această echipă. Am venit cu mult entuziasm acum un an și câteva luni de zile. Am crezut mult că pot duce această echipă la Liga 1. Am avut un pic de frică pentru că la un moment dat, mi se pare că când s-a terminat, că meciul a fost oprit de domnul Cosescu, după când am revenit în vestiar și după că am ieșit din nou, a spus la toți jucătorii că dacă se întâmpla încă o dată, că erau scandalile. De fapt, jucătorii de la Cluj făceau așa, nu? Și pentru că dacă se întâmpla încă o dată, probabil oprea meciul. Și eu m-am gândit că i-am zis, asta meciul nu-l terminam. Am revenit, da. Lincar spune că nu își negociază rezilierea. Bine, e clar că e o luptă acolo. Eu cred că are un contract ferm și în altfel care era plecat de mult. Dacă altfel nu era cu siguranță, da. Altfel era, are un contract ferm și probabil că se negociază. Dar repet, eu așa aș proceda, pentru că este un loc care totuși a muncit acolo. Dar crezi că este capabil? Sau dacă nu m-aș despărți în condiții normale și să ne dăm mâna, pentru că echipa asta a trecut prin echipe frumoase cu omul ăsta. E adevărat. Nu putem să trecem cu buretele de promovare. Clipele frumoase într-o parte, însă are capacitatea Lincar, din punctul tău de vedere, dacă îi se mai dă timp să redreseze lucrurile, adică îl vezi capabil să fie antrenor de Liga 1? Îmi pare rău. Cu actualul lot, nu cred. Lotul este unul printre cele mai slabe din Liga 1. Îmi pare rău că trebuie să o spun. De asta zic că atunci când s-a promovat, probabil că s-a mers de o mai zi de încredere jucătorilor care au promovat.
Îți spun sincer, plecând din poartă, încep problemele acolo. Pe el vor pe Bălgrădean, a scris ProSport exclusiv. Da, poftim, plecând ce din părere, poartă, încep problemele. Ce părere ai de acest posibil transfer? Bălgrădean, pentru orice echipă, nu mai spun, pentru o echipă care se bate la... Ucluj are nevoie de un portar care să-i aducă puncte, în momentele grele să-i o scoată. E acel portar Bălgrădean? Cu siguranță, da. Dar mă îndoiesc că el va lăsa Petrescu să plece în condițiile care sunt acum. L-am văzut că îl forțează pe băiatul ăla și nu e rău. Petrescu Fet. Sava, nu? Un băiat de 19 ani care l-am văzut că... Și, dar și pe italian. Și pe italian. Da, s-ar putea să fie un capăt de drum și pentru Pufi. Din câte am înțeles, că am căzut Bălgrădean în disgrația lui Petrescu. Tu știi foarte bine că nu e prima oară. Petrescu a mai renunțat la el de-a lungul timpului, însă... Eu nu și n-ar fi primul jucător de la CFR care, după Chipciu, exact. După Chipciu, ar fi... Exact. Și eu cred că suporterii l-ar accepta, fără niciun fel de probleme. Din câte înțeleg, ar fi dispus cei de la CFR, conducerea CFR, să-l lase să plece liber, deși mai are un an de contract, pentru că are un salariu foarte mare. Păi aici e problema. 13.500 de euro pe lună, plus 20.000 la câștigarea campionatului. Acum știi cum e, că oricine se gândește, nimeni nu-i face. Eu dacă aș fi în locul lui Pufi, m-aș gândi la partea financiară, că nu-i face nimeni statuie, nici ce fără, o văz de treabă. Când va veni momentul să se rupă contractul, tot la scandal se va ajunge, ca așa în România. Altfel, n-ai nicio șansă, tot iese scandal. Ba, nu-ți ești plătit, ba, haide, mai renunță la niște bani. Dar dacă Ucluj l-ar lua, eu zic că ar face o afacere extraordinară. Ucluj are nevoie de un portar, repet, mai ales când este în situația... Pe Gorcea. Nu este nu portar de liga. Nu au goluri încasate în șase etape. Îmi pare rău, eu l-am văzut și la Liga a doua, l-am văzut în dubla cu Dinamo. El în dubla cu Dinamo a avut probleme mari de tot. Și la meciul de la Cluj și la meciul de la Pocăși. Adu-ți aminte. Da. Numai norocul a făcut ca el să nu... Este un portar care poate să crească, dar nu cred că face față presiunii de la Ucluj. Ucluj are nevoie în momentul de față de un portar cu experiență, un portar care să scoate echipa din momentele grele. Pentru că am văzut echipele care joacă cu Ucluj au ocazii. Ori dacă nu ai un portar, te bazi la retrogradare, nu ai un portar care să te scoată în momentele cheie, e foarte greu să reușești. Dar, repet, din punctul meu de vedere, s-a greșit foarte mult la alcătuirea lotului pentru Liga 1. Da. Au fost niște scandări rasiste destul de dure la meciul Cluj-Sepsi. A fost meciul întrerupt timp de 10 minute. Bine, tu știi bine galeria lui U. Cum se pare aceste momente? Aici e vorba de o istorie mai lungă. Știi foarte bine că Cluj este singura echipă care nu s-a dus să joace când Ardealul a trecut la Ungaria. Da, da. Ei au rămas la Sibiu. Exact, au coborât de asta la Sibiu. Toată lumea iubește foarte mult Cluj. Este o istorie. Eu cred că s-a dat... echipă naționalistă, să spun. Eu cred că nu neapărat naționalistă. Nu mai spun de evenimentele care s-au întâmplat în zona Clujului în acele vremuri, la Trăznea și așa mai departe, țin minte, cu grofii mă rog, lucrurile astea e foarte greu să se uită. Acolo este o zonă sensibilă din acest punct de vedere. Și atunci ei s-au manifestat, eu n-am avut nimic împotriva bannerelor, nu sunt cu tentă rasistă din punctul meu de vedere. Istoric, spui că sunt este istoric. O lecție de istorie, dacă vrei. Da? Cum la fel, când se cântă imnul așa zisului Târg Secuiesc, sau cum îi spune Ținutul Secuiesc, cei de acolo din Secuim îl cântă și nimeni nu are nimica de obiectat. Nu văd acum de ce se dă așa o tentă ce a făcut galeria lui Cluj. Nu. Au fost niște bannere care nu au jignit pe absolut nimeni. N-a fost ca la meciul lui Rapid Cuta, de exemplu, când n-aș vrea să mai aduce aminte sau ce se mai... și așa mai departe. Nu, din contră. Acum trebuie să vedem, să luăm și scăderea. Păi vrem numai adunarea? Când stai și cânți la România-Ungaria, hockey, nu cânți imnul, refuz să cânți imnul. Păi asta că te duci la Cluj, unde Cluj este simbolul unei inimi românești, păi ți-asumi și chestiunile astea. Că n-ai ce să faci. Vrei numai adunarea? Păi stai că vine și scăderea. De asta zic că acolo, la Cluj, este o chestiune sensibilă, cum de altfel sensibilă și în zona al Târgu Mureșului și e acolo adevărat. La fel, unde s-au întâmplat și evenimentele care nu mai vreau să ne mai aducem aminte. Dar nu cred, cred că s-a dat o foarte mare. Și l-am văzut și pe Colțescu, au oprit meciul. Bun, acum i-am dus jucătorii la vestiare. Ce s-au intrat cineva pe teren? Mi s-a părut că s-a exagerat foarte mult și cu oprirea meciului și cu scandări rasiste, ce? Xenofobe, Xenofobe, că ce? Că tratatul de la Trianon, există acel tratat? Da. Este un tratat care este recunoscut de politicieni și de către toată lumea. Nu văd cu ce au șignit galeria lucrurilor și că au pus acel... Din contră, mie ca român sunt mândru când văd așa ceva, că mi-a recunoscută istoria. Repet, într-o zonă unde românii au avut foarte mult de suferit. Bun. Zim de farul voluntar, cum s-a părut câștigat de Hagi 2-1. Meritat din toate punctele de vedere. Voluntariu nu mai este echipa și se vede clar că e plecarea lui Gabi Tamaș
de acolo, e clar, se vede, dincolo se vede în mod pozitiv la Ploiești, că el este omul care dă tonul și rezultatele lui Petrolul nu sunt întâmplătoare, că dacă nu era Gabi Tamaș acolo, nu aveau rezultatele astea și de aia de la Petrolul, ce Petrolul sunt de felicitat. Voluntariu, cum a zis Ciobi, dar cred că a exagerat puțin cu bătaia la retrogradare, nu cred că au echipă de retrogradat. Tot acolo o să se bată tot la play-off. Dar Hagi, uite că reinventează jucătorii ăștia. Aici este problema, se vede mâna antrenorului. Ali Bek l-a biciuit puțin, i-a zis, am răbdare, dar grijă mare. Uite că îl răsplătește, el e singurul care știe să-l țină în frupa Ali Bek, el și cu Șumi. E adevărat. Și joacă, mă uit, sigur. Pentru mine, din nou, surpriza neplăcută e ăsta, micul Ioni, care la centrat parcă, nu știu. Nu-ți place. Mie îmi place ca nu portar. Nu mă refer, nu-ți place la centrări. Nu-mi place la centrări, dar mai are mult de lucrat la ieșirile astea. Dar cum se lucrează Florin la antrenamente pentru portar centrări, astfel încât el să faci progres? El are un antrenor foarte bun, Fane Preda, este acolo așa. De 6-7 ani. Efectiv, cred că trebuie să-i se centreze pur și simplu copii. Centrează din toate pozițiile. Din toate centrări din toate pozițiile. Pui, mă rog, niște marechini din ăștia, da. Cum sunt acum, 5-6 în careu, îi centrezi pe scurt, îi centrezi pe lung. Deci efectiv repetiție. Mii de repetări. Antrenamentul, da, antrenamentul este. Deci la portare acum îmi dau seama, chiar contează să stai suplimentar, să ai pe cineva care să stragă la poartă. De fapt ăsta e antrenamentul, nu? Să stragă la poartă, să-și centreze. Păi, cel puțin de două ori pe săptămână, portarul are antrenament separat de echipă, are antrenamentul specific. De obicei, la începutul săptămânii, care este foarte puternic, nu numai centrări, și pe reflex, și cu piciorul, acum se lucrează foarte mult, și bineînțeles, înainte de meci, după antrenament, mai rămâne la niște centrări. Păi ia să mai simt puțin mingea, să văd cum este, să mai am puțină, să prind puțină încredere. Acum sunt. Noi avem antrenori de portare, nu asta e problema. Înainte nu aveam antrenori de portare. Acum avem și antrenori de portare la toate echipele, fie că vorbim de Liga 1 sau Liga 2. Dar, repet, să-și pună la punct, că e păcat de lucrurile bune pe care le face. E un portar de reflex, îți dă siguranță. Este totuși un portar tânăr. Dar are și ghinion, că atunci când o comite, e și gol. Că știi cum da. E, dacă o comiți, poate ratează ăla sau dă afară. El cum a comis-o, cum e gol. E adevărat. Dar în rest, Farul pe loc întâi, nu da. Că glumea se îngroașe, dar eu cred că este meritat acolo și munca logică care... Vreau să mai discutăm despre asta, dar să mergem să vedem ce au spus Ciobotariu și Hagi. Destul de supărat Hagi după această victorie. Vedem declarațiile și revenim să comentăm. E clar că nu mai suntem echipa din sezonul trecut. Au plecat mulți jucători, am adus jucători mai tineri, obiectivul nostru realist este acela de a ne menține în prima ligă. Eu am declarat-o, pentru că știam, mă așteptam. Dar nu se ia nicio măsură, parcă nu se aude nimic, nu știu ce trebuie. Trebuie să ieșim pe stradă sau să spunem ceva, să ieșim cu toții pe stradă, să ne dea o lege, să implice multinaționalele. Deci multinaționalele în România... Eu cred că trebuie să resusciteze sportul românesc. Multinaționale, nu altceva. Nu primăriile, nu consiliile județene, ele trebuie să facă infrastructura. Ei trebuie să renoveze tot ce a lăsat în 90 fostul regim. Tot ce a lăsat trebuie să renoveze, să fie nou totul. La nivelul top. Dacă vreți să ne mai batem cu vecinii, cu oilași, dacă nu rămânem în spate și lângă, pentru că după 90 s-a făcut globalizarea. Am vrut democrație, e bazată pe firme. Societăți care fac bani, miliarde în România, să vină, să cumpere cluburi, să intre în cluburi, să facă cluburi care să aibă bugete foarte mari. Pentru că produc bani în România. În România. Nu suntem doar o țară de consum. Mai trebuie să și facem. Și ele trebuie să vină, să dea guvernul o lege. Simplă. 1, 2, 3% din cifra de afaceri. Primăriile și Consiliul Județeane trebuie să renoveze toate bazele sportive. Toate pentru social, fotbalul social. Ei să renoveze tot, să bage bani acolo. Restul, multinaționalele care sunt și fiecare regiune are multinaționale, să vină să susțină clubul ăla care e al lui. Enervat și că Hagi chiar și la victorie cere ca multinaționale să investească. Adevărul e că dacă s-ar face ce spune Gică Hagi, acum gândim utopic așa un pic, Florin, de companii multinaționale. El România. Spune de 20 de ani aceleași lucruri. Și dă dreptate toată lumea și nimeni nu ține cont. Dar mie îmi lasă impresia că mai mult se referă la ce se întâmplă la Constanța. Nu cred că are o nemulțumire el general așa. A, tu spui că da așa ca să ajungă... Eu cred că e cu Mantinela. Eu cred că e nemulțumit de ce se întâmplă. El a avut niște promisiuni când a făcut Farul Constanța. Da. I s-a promis că susținere, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al infrastructurii, din punct de vedere al stadionului, se pare că din momentul
când Hagi a luat farul și au făcut această fuziune, s-a schimbat ceva acolo? Nu, tot singur. Tot singur este, nu? De aceea spune el, domnule, nu pot să-mi aduc jucători că nu am buget. Păi de unde buget când el trăiește tot din vânzările de jucători și nu s-a schimbat absolut nimic? De asta zic că el se referă mai mult la cei din Constanța decât la alte orașe la nivel național. Dar pe de altă parte, stăteam și mă gândeam, Hagi și-a făcut o echipă, dacă te uiți așa pe primul 11, o echipă de nume foarte, foarte cunoscute în Liga 1. Și mă gândesc la Artean, Larie, Băluță, Nedelcu, Balibec, Torje, Vladuț Morar. Sunt toți, bine, experimentați. Sunt toți jucători care, o parte dintre ei sunt produsul acolo. Nedelcu, Băluță și ai mai zis tu câteva nume. Da. Alibec e tot produsul Academiei. După aceea, sigur, Torje, pe Torje îl știe de la Timișoara, l-a avut la Timișoara. Da. Torje, dacă este într-un alt mediu, nu numai Torje, uite-te la toți jucătorii. Păi, pentru mine, e o plăcere când îl văd pe ăsta. Știi că l-am criticat în emisiune pe Mirko, pe Ivanovski. Da. Păi eu când îl văd pe ăsta la Ploiești, păi aleargă cu spume la gură până nu mai poate. Păi la Dinamo de ce alerga? Înseamnă că e clar că nu s-au creat condițiile și lui, și lui Matei, și lui Torje. Uite, și la toți jucătorii. Matei la Sepsi. Uite, pe Matei la Sepsi. Da. Înseamnă că aici cei care au fost sunt vinovați, conducători, antrenori. Păi dacă băieții ăștia joacă în altă parte și joacă de maniera asta, păi la Dinamo de ce n-au făcut-o? Bună întrebare. Păi înseamnă că clubul a fost unul slab, antrenorii au fost slabi și n-au știut să tragă de băieții ăștia și să facă orice face ca echipa să rămână în Liga 1. Și se vede la echipele pe unde sunt, modul în care joacă, care pentru mine, exemplu cel mai elocvent este Ivanovski. Cum ți s-a părut atitudinea lui Nedelcu față de Hagi la schimbare? N-avea voie să facă așa, am impresia că s-a schimbat foarte mult și mai mult îl văd prin ziarele de, mă rog, de petreceri, de cluburi, discoteci, păcat că este un băiat tânăr și care eu cred că putea să facă mai mult. Este o scădere vizibilă, dar nu este de acum, este de 2-3 ani, se duce în cap. Nu credeam că are probleme de comportament, că îl vedeam un băiat așa educat, mă rog. Eu cred că Gică nu pune el la suflet chestiunile astea, cu siguranță că l-a luat și a vorbit cu el și va rezolva între patru ochi. Cu jucătorul, mai ales că este un jucător crescut de către el. Tu ce, cum ai fi gestionat în momentul ăsta ca președinte de club dacă erai acolo? Păi acolo n-ai ce să gestionezi, că singurul care are voie să gestioneze e Hagi. Eu știu, dar să zicem că, uite, excludem varianta că e Hagi și președinte și antrenorul tău pățește chestia asta. Că tu spui că te-a cam deranjat. Păi am avut și eu, am avut, îți dau un exemplu, Grahovac cu Neagoe. Da. Am fost la mijloc, am încercat să, dar cu Neagoe știi foarte bine că nu e omul care să... E la fel de dificil ca Hagi. Dar nu este dificil. Dacă ai argumente și în fața lui Neagu, e sigur că... Dar am gestionat-o în dialog, altfel nu ai cum. Eu prefer să am asemenea jucători, dacă să știu de unde să ia cu personalitate. Chiar dacă mai dă și din mâna așa. Știu că îl doare ceva, știu că a greșit cineva ceva cu el sau el greșește. Și dialogul este cel care rezolvă. Dialogul ca și cu un copil. Să-l iei, îl mai și mângâi, îi mai dai și una după ceafă la fotbaliști. Trebuie să știi cum să iei. Dacă știi să iei, te joci cu ei. Da. Deci spui că trebuie trecut cu vederea acest episod, este dar că per total, cu siguranță că eu cred per total nu e bine Nedelcu. Nu este bine pentru că se vede, este într-o scădere vizibilă și, repet, viața mondenă a lui pare mai importantă decât viața sportivă și asta nu e regulă. Da. Uite că stau și mă gândesc, e pe primul loc Farul, fostă Viitorul, dar tot cu jucători experimentați mai mult decât cu tinerii lui Hagi. Cu toate că țipa la reporteri ieri că de ce nu întrebați că am băgat 2003-2005. Da, a băgat într-adevăr 2003-2005, dar problema este că a început cu o echipă, hai să zic de bătrâni, o echipă foarte experimentată. E clar că a avut generațiile, întorcându-mă acum 7-8 ani, care de unde a și din punct de vedere generația lui Ianis, lui Florinel Coman, lui Tănase și așa mai departe. E clar că nu mai sunt aceleași generații. E un ciclu care nu ai cum să nu treci până el. Dar uite că în continuare domină competițiile de juniori. Finale câștigate, da. Final, o finală pierdută, dar domină. Dar nu mai sunt, e clar. N-a mai venit generația aceea, cum a fost, care am spus-o mai devreme. Da. FCSB joacă returul cu Viking. Ce părere, cum ar trebui abordat această partidă, având în vedere că pleacă de la un dezavantaj? Extrem de complicată, o deplasare complicată și lungă și în alte condiții, 14 grade, 15 grade, este bine că nu mai e căldura de la București. Singura problemă este terenul ăsta artificial.
în care e clar că ei sunt favoriți, sunt obișnuiți, viteza va fi altfel, viteza jocului într unele momente ea crește foarte tare, cu siguranță că va și uda pe suprafața de joc, da. Va fi udă, în alte momente ea scade, deci alternează pe teren sintetic, alternează. Eu cred că s-au și antrenat pe sintetic, nu cred că lasă un detaliu de genul ăsta la voia întâmplării. Una este antrenezi în fiecare zi să se joci ani de zile pe terenul sintetic și alta este dus să joci acolo și mai ales că pleci cu un handicap, în sensul că trebuie să marchezi. Eu cred că după jocul de la București e clar că a fost un rezultat nedrept și eu cred că FCSB poate să întoarcă rezultatul. Acum depinde, sigur, sunt sus medie de factori, absența lui Olaru care asta este una care nu poate. Cât de mult va cântări absența lui. Foarte mult va cântări, foarte mult. Este jucătorul care echilibru în jocul terenului, și jucător de forță, dar și jucător de calitate, care îți face jocul. Mai nou l-am văzut că apare și la finalizare, și cu piciorul drept și cu piciorul stâng. O pierdere pentru Retur, dar eu am încredere că FCSB-ul poate să meargă mai departe. Ce trebuie să facă sau cum trebuie să trateze Rădoi acest meci? Pentru că am văzut prin presă și Dică. Varianta, Dică, pardon, și varianta în care să înceapă ultraofensiv cu 5, chiar 6 jucători de atac. Dar există și riscul, cum spui și tu, având în vedere că ai alte condiții, să se întoarcă împotriva ta, să fii descoperit și să primești golul în loc să dai. Acum, vezi, uite, regula asta, că s-a schimbat cu golurile marcate da. În deplasare. Asta te ajută. Ajută pe FCSB momentul da. De față. E clar că va fi o altă abordare. Important este ca ei, dacă reușesc să marcheze primii, eu sunt convins că jocul va fi cu totul altfel. Și să elimine aceste greșeli în apărare care parcă nu se mai termină. Și mă refer, chiar dacă fac lucruri bune și tam și dau apă pe fază de atac mai mult, pe fază de apărare fac niște greșeli acolo și astea să le fac meci de meci, fie că vorbim de meci cu europeană, fie că vorbim de meci în competiția noastră internă. Sunt curios să văd cu cine vor juca în zona stângă acolo. Un meci de va fi un meci total diferit de ce a fost la București. Nu cred că Steaua va mai domina de maniera asta acolo. Trebuie să fim extrem de atenți la fazele fixe, cred eu, la meciul lor de acolo. Da, spunea presa din Norvegia de faptul că a fost o furăciune și că nu merita echipa lor victoria și că FCSB a fost mai bună. Asta știm și noi. Furăciune nu, că au câștigat pe teren. Până la urmă au ajuns la poartă, au marcat foarte asta repede. Asta a scris presa de acolo, na, mă rog. Da. Nemeți, ironizat de Meme Stoica pentru că l-a refuzat pe Gigi Becali și vreau să te întreb, credeai că ai să vezi vreodată un jucător din Liga 1 de la echipă mică să refuze FCSB, să spună, doamne, nu vreau să merg pentru că au un patron care produce zilnic știri, apare zilnic în presă, n-am nevoie de așa ceva. Nu cred în primul rând că a fost o ofertă. Păi a recunoscut și Meme Stoica, doamne, a fost o întrebare, îl dorea Gigi, ne-am interesat de el. În momentul când este o ofertă, se poate discuta. Dacă are o ofertă, eu sunt convins că Nemeți nu mai avea dialogul ăsta. Cu siguranță. Dar n-a fost o ofertă și pe de altă parte mă pun în locul lui Nemeț. Bă, sunt la final de carieră, mai am 2-3 ani de jucat, mai am aici un contract 2 ani de zile din câte știu eu că mai are. Sunt plătit la timp, l-am văzut că vorbește foarte frumos de când s-a dus la voluntar. Domne, sunt plătit, sunt respectat, îmi place foarte mult la acest club. Știi foarte bine că este omul care nu a pus niciodată tot timpul banii deasupra, eu știu, cu soția lui unde se simt da, bine și da, așa da. Mai departe. De asta zic, cred că trebuie respectată decizia lui. Nu trebuie să-l atași pe Nemeț că a vrut că, domne, nu vreau să mă duc la FCSB, că nu-mi place de persoana respectivă. Dar ți se pare deranjant că a spus chestia asta și că ar fi trebuit să se limiteze, domne, nu mă regăsesc în stilul de acolo și atât? Mie mi s-a părut că omul a fost sincer, n-a jignit, a spus, domne, nu vreau unde patronul vorbește zilnic în presă. Nu, domne, nu vreau, nu-mi place, nu-mi convine. Acum, dacă patronul FCSB-ului sau eu sau cineva își dă cu părerea despre mine, cum îmi dau și eu cu părerea despre alții, nu trebuie să mă deranjeze lucrul ăsta. Sigur, dacă sunt jignit și dacă sunt călcat pe coadă, bine, nici eu nu rămân dator. E alegerea lui. Dar Nemeț chiar nu mi se pare un jucător care să facă probleme. Nici în presă, nici pe teren, nici în afară lui. Mi se pare un profesionist 100% și nu cred că a vrut să jignească pe cineva prin ceea ce a declarat. Din contră, și-a spus un punct de vedere foarte clar. Mai este și varianta în care Didu Gheorghe spune aici, domne, poate omul a simțit că nu mai face față la echipă ca FCSB și a bravat și el, a dat-o așa. Ce părere ai? Că face 37 de ani luna viitoare, în septembrie. Eu nu cred că Nemeț ar fi o variantă pentru FCSB în momentul de față. Spun sincer. Deci nici tu nu crezi că face față? Nici eu nu cred. Nu cred că face față la nivelul ăsta. Adică la să te faci performanță cu el. Este un jucător bun, este un jucător, un punct fix acolo în față. Toată lumea știe jocul lui. Extrem de periculos și la faze fixe. Extrem de periculos. O protejează bine pentru cei care vin din linia a doua. Dar nu cred că el mai este un jucător care să joace pentru primele trei echipe în România. Da.
Deci și-a știut locul cum necum. Bine, Meme a sărit pe el, Meme Stoica l-a ironizat. La Meme Stoica nu poți să zici nimic. Dacă ai altă părere, te face cu coțet. Dar ne-am obișnuit cumva. Păi, da, dar mai vine și... Nota de plată. Nota de plată, ai văzut cum e. Ai, bine, da, cu Dumitru Dragomir te refer. Păi, l-a făcut slungă. Când dai, mai și ei. Ca și la box. Ca și la fotbal. Da, da, nu, da, corect. Bine, și pe bună dreptate. Trebuie să înțelegem că mai sunt și alți oameni care au dreptul la opinii. Chiar avizate. Da, fără jigniri. Fără jigniri. În momentul exact. În care jignești, normal că trebuie să te aștepți la o reacție și din partea cealaltă la fel. E tot adevărat. Cu jigniri. Alexi Pitu e dorit de FCSB. E copt suficient pentru FCSB? Ce părere ai? Sau e un transfer potrivit? Eu cred că este în momentul de față împreună cu ăștia mici care sunt toți acolo. Sigur, el are cât are? E mai 19 mare, 19 ani. E acolo. Să verifică, parcă e așa. Acolo. E cu Tavi Popescu, E clar că este în primii 5 și el aici. 20 de ani împliniți. 20 de ani împliniți, 20 de ani. E clar că este viitorul produs, cam cel mai scump jucător al lui Gică în momentul de față. Oricine le-a pe Alexi Pitu este o certitudine, din punctul meu de vedere. Joacă, a crescut fantastic. Capul sus mereu, nu stă capul cu capul sus, joacă simplu, știe cu amândouă. Fotbalist, din punctul meu de vedere, este în momentul de față în primii 4 jucători, ca și putere financiară, ca și preț din țară. E de 1 milion de euro? Da. Că este. Știu că tu ești mai pretențios. Este. Tu mereu ai zis că nu prea sunt jucători în România pe care îți dai 1 milion. Un jucător tânăr, eu aș da 1 milion de euro, fără probleme. Bun, interesant. Ișvan propus de Dragomir la FCSB. S-a discutat foarte mult. Da. Este un jucător bun, mie îmi place, un jucător puternic, un jucător care se face dificil, jucător de picior stâng, ăștia nu prea sunt mulți, sunt rari. S-a discutat foarte mult, dar el este la un club acum care vinde foarte greu, la FC Argeș. Și ai văzut ce campanie de transferuri au venit, chiar au avut, chiar dacă eu știu, nu merge treaba deocamdată, dar acolo este o chestiune de timp, până Prepe și cu Jean vor regla lucrurile și cred că vor avea... Eu nu înțeleg, la jucătorii care i-au adus, jucătorii ăștia acum de nu joacă. Păi haideți să-i luăm din spate, Sestor, Constantin, nu mai ne ducem în față, de la mijloc în față ce jucători au adus. Nu știu ce se întâmplă. Poate nu s-au acomodat încă. Da, și este cu stilul antrenorului. Este și cu stilul antrenorului. Cerințele antrenorului. Dar ca și calitate, eu cred că a trebuit accelerată acomodarea asta. Ea se face mai ușor când ai jucători de valoarea celor pe care i-au adus. Cătălin în poartă, Straton. Și sunt 14-15 jucători, numai nume. Iacolis. Și așa mai departe. Nu pot să înțeleg ce se întâmplă acolo. Da, discutăm un pic despre Craiova. Partida cu Berșeva, cum o vezi? Să pleacă de la... Cel mai greu meci. Cel mai greu meci pentru că se joacă în condiții speciale. Deplasare lungă, deplasare fierbinte. Nu va mai e fi... E o climă diferită. Tu ai fost probabil în Israel. Am fost. Deci, înțeleg că e greu de descris, dar este clar diferită clima. Nu ești obișnuit cu ea. Umezeală foarte mare. Trebuie să grijă mare la efort. Te sufoci. Grijă mare la efort. Păi, la ora jocului am spus că vor fi 35-36 de grade. Și se joacă seara totuși. Atmosfera știm cu toții în Israel este una fierbinte. S-a mai întâmplat și nenorocirea asta cu Papa acum. Eu sper ca jucătorii colegii lui să-l scoată. Că dacă nu vor reuși să treacă de Berșeva, toată lumea spune, nu, domne, că din cauza lui Papa. Nu este așa. A fost un gest sigur care nu are ce să caute. Mă miră la Papa, care Papa este un jucător care n-am auzit să facă până la nimănui până în momentul de față. Nici pe teren. A mai făcut el în trecut, ales la FCSB, pe la... N-am auzit, sincer. Nu, să fie nu mă refer de agresivitate, ci cu cartonașe, cu eliminări. Da, se fac tot felul de greșeli, cum și Olaru a luat acel galben care l-a suspendat pentru acest joc, de s-a enervat și Mihai Stoica. Da, astea se întâmplă, dar sunt total diferit ce a făcut Olaru cu ce a făcut Pap. Nu ai voie, a spus și Cârțu, domne. După 9 ani ne jucăm viața și noi. Am muncit atât ca să ajungem aici la un pas de a face o performanță internațională, chiar dacă e Conference League. Pentru că noi vorbim de un club care a investit sume enorme ca să ajungă la momentul ăsta aici. Și eu cred că Craiova merită să meargă mai departe, dar Craiova este la mâna ei. Pleacă de la meci egal. Da. Hai să-i vedem pe Mire Rădui și Sergiu Hanca din partea Craiovei. Trebuie să ne întoarcem calificați, vedem remontada sau nu, trebuie să ne întoarcem calificați, că și la egalitate vor fi prelungiri, penaltiuri, trebuie să ne calificăm, contează mai puțin cum. Ai pregătit și penaltii?
Avem pregătite și soluțiile astea, dar cel mai bine ar fi să ne calificăm și 90 de minute ca să nu avem nici risipă de energie, dar cu siguranță că suntem pregătiți și pentru penaltiuri. Cât de important e acest meci? Păi de atâția zeci de ani ne jucând în cupele europene, vă dați seama că e cel mai important moment al clubului. A contat această amânare nu doar pentru noi, ci pentru celelalte două echipe românești. Asta nu înseamnă cu siguranță 100% ne vom califica toate trei, dar vom avea o șansă în plus. Va fi o seară de joi frumoasă pentru fotbalul românesc? Să sperăm că toate cele trei, dar în momentul de față vă spun sincer că sunt puțin egoist și mă gândesc doar la clubul nostru. Va fi un meci mai greu decât la Severin? Cu siguranță, pentru că vor fi 15.000 de spectatori în tribună, echipa este mult mai bună acasă, mult mai puternică, mult mai agresivă. Este cea mai importantă pentru că nu am jucat niciodată în grupe, am jucat doar în calificări de cupe europene și cred că e o motivație în plus să facem un meci bun, să ne calificăm în grupă. Da, se gândește și la penaltiuri Mirera 2. Dar și cred că mai este ceva important la meciul ăsta. Cred că va conta foarte mult evoluția portarului, al lui Lazar. L-am văzut în ultimele jocuri, eu am spus că la Craiova mai trebuie un portar. Nu mi-a dat așa o siguranță, o liniște. Adică stau și mă uit și îl văd, este un portar bun. Dar nu-mi dă acea siguranță pe care, eu știu, mi-o dădea de exemplu, nu știu, Piliaceli, da? Nu știu ce s-a întâmplat acolo, de ce a plecat, ei știu cel mai bine ce a fost acolo. Dar, repet, și de el va depinde foarte mult. Pentru că momentele grele unde un public fierbinte, cu un stadion plin, cum va fi acolo, cu siguranță că va avea ce să apere. Vor fi importante primele mingi, să dea siguranță echipe, pentru că și jucătorii când simt că au în spate la un meci de o asemenea încărcătură, că o să fie încărcătură, probabil și cu prelungire, eu sper să califice în timpul regulamentar, dar dacă vor fi și prelungiri și 11 metri, de asta repet că îi țin pumnii lui Lazar și eu sper să facă o partidă bună, pentru că depinde foarte mult de evoluția lui. Crezi că vine în ajutor aceste amânări pentru cele trei echipe care joacă în Conference League? Pentru că aici unii oameni spun că poți ieși din ritmul tău de joc, poți să te dai peste cap, alții spun că ok, te odihnești, cum e mai bine? Tu dacă ai avea o echipă de genul ăsta, ai cere o amânare? Cu siguranță da. Aș cere-o. Chiar dacă eu sunt adeptul jocului între zile, când eram jucător, decât să fac ciclul ăla plictisitor săptămânal de antrenamente, preferam să joc. Dar acum mă gândesc totuși că este un moment foarte, foarte important. Avem trei echipe cu șanse de a merge mai departe. Și atunci au amânat jocurile. Poate au avut jucători accidentați și în timpul ăsta ei revin. Poate exista o stare de oboseală pe acest început de campionat. De asta repet că toată lumea au tras și eu felicit Liga Profesionistă pentru că au luat această decizie și au amânat jocurile. Și atunci, domne, sunt la mâna lor toate. Trebuie să câștige jocurile, să dea Dumnezeu să meargă toate trei mai departe. Întorcându-mă la Craiova, nu vreau să mă gândesc ce ar fi o grupă cu echipe bune pe Oblemenco. Cu stadionul Arhipelag, meci de meci, da. Și din punct de vedere financiar și ticketing și așa mai departe și imaginea clubului, pentru că, repet, Craiova este o echipă care în toți acești 9 ani a asigurat condițiile cele dintre primele 3 echipe din Liga 1. Și eu de asta zic că merită să meargă mai departe. E adevărat. Dan Petrescu, dacă nu se califică, crezi că va fi demis de la CFR? Nu știu ce să spun. Ar fi o greșeală, dar eu nu cred. Cred că se va califica. Dar pe de altă parte e clar că acolo i-am văzut pe toți extrem de îngrijorați și extrem, domne, toți spun, jucăm soarta clubului. Va fi un meci cu o încărcătură, vrei să spun ceva, mai multă pentru CFR decât pentru Maribor. Toată lumea știe că la CFR anul acesta nu se concepe să nu se intre în grupe, nu numai să nu se intre în grupe. Deficitul cu care vin din urmă cel financiar trebuie să fie urmat și de niște jocuri cu puncte în grupă, ca să mai... Nu ei 3 milioane jumate, sigur că sunt bani, 3 milioane ceva de euro. Dar nu te ajută când tu ai datorii de 40 de milioane. Trebuie să mai faci și în grupă. Dar, repet, nu este simplu nici... Sunt curios să vedem cum vor juca în față. De Beliuh accidentat și aici accidentările parcă nu se mai termine nici la CFR. E adevărat. Este 0-0, e un joc periculos. Trebuie să câștigi, dar joci acasă, joci cu echipa. Am văzut. La cum e Dan Petrescu, aici chiar am încredere, pentru că are experiență foarte mare în aceste dueluri europene și
probabil că va face ce știe el cel mai bine să facă, se închide total și se va baza pe fazele fixe. Și aici chiar știe să o facă bine. Și pe faze fixe și pe, eu știu, pe viteza de joc în față, dacă este și cu Petrila și cu Păun, un jucător care oricum poți dezechilibra, pentru că Maribor este o echipă, e clar, puternică din punct de vedere fizic. Am văzut-o în meciul tur, dar așa ca și individualități, nu. Disciplinați din punct de vedere tactic, va fi un alt joc decât a fost la Maribor. Se joacă și aici, dar eu repet, cred că CFR-ul are jocul cel mai la îndemână. Adică calificarea pare așa, dar nu va fi simplu deloc. Să sperăm că se vor califica toate cele trei echipe care se luptă în Playoff Conference League. În final vreau să te întreb despre Dinamo, pentru că lucrurile sunt destul de serioase deja la Dinamo. Echipa nu funcționează în momentul de față. Dar nici nu avea cum să funcționeze, că noi pe locul 14 din 20. Clasamentul contează mai puțin, dar jocul. Am văzut ultimele două jocuri. Am văzut meciul cu Oțelul și meciul cu Viitorul. Nu are cum să funcționeze. Sunt 5-6 jucători, copiii ăștia pot crește. Sunt jucători buni cu care trebuie să ai răbdare, dar care au retrogradat în Liga 3, în Liga 4. Nu are cum. Am văzut că acum au adus un portar și eu am spus de la început, trebuie un portar. Filip Duimović. Arată bine așa după ce am văzut și niște imagini cu el, dar sigur trebuie să-l vedem acum și în poartă. Spartak Subotica Radnikinis. Radnikinis, da. Sunt, bine, cotă de piață 400.000, teoretic. Nu, asta e cotă de piață, dar are vârsta bună și a jucat, vorbind de Liga 1 în Serbia. Echipe bune din Serbia. Să-l vedem acum. Sunt curios să-l vedem la joc. Dinamo avea nevoie de un portar. Eu sper să fie, să ajute. Pentru că Dinamo are nevoie de portar, e clar. Da, și are nevoie de bani și pentru asta se discută cu afaceristul Murat, care spune că 80% sunt șanse să părea Dinamo, însă stau și mă gândesc să nu fie doar un joc de imagine, să-și crească un pic imaginea. Că dă bine să spui că cumperi un club de fotbal, că vrei să iei Dinamo, ce părere ai? Păi imaginea, el are un business, l-am cunoscut și eu, dar acum foarte mulți ani. Mi-am făcut o vacanță, nu-i fac publicitate la hotel, mi-am făcut o vacanță și cu fiica mea și cu soția, extraordinară. Nu cred că are nevoie de publicitate. Deci a făcut publicitatea până ceea ce are și pe litoral, ce are și în București, servicii foarte bune. Deci nu știu de imagine, nu este om politic, nu prea văd de ce de imagine. Este dinamovist, din câte știu și eu. Am vorbit cu el atunci, după vremea aceea, vorbit de acum 15 ani, 20 de ani. Era dinamovist, bun cunoscător al fotbalului, pentru că a făcut și școala aici. Dar nu cred că este de imagine, pentru că imaginea și-a creat-o în business-urile pe care le are și care sunt unele serioase. Dar crezi că are suficient bani să țină Dinamo? Nu trebuie să vii neapărat și hai, bun, trebuie să bagi și mâna în buzunar, dar mai întâi trebuie să faci un club puternic, în care, mă rog, marketing, vânzări de jucători, dar asta durează, mai ales când vii din Liga a doua. Nu este simplu. PCH, cei care conduc programul DDB, Peruza Cătălin Hâldan, cei de acolo, sunt destul de nemulțumiți de acest Vlad Iacob, administratorul special, așa zisul președinte, pentru că nu a rezolvat această problemă să se joace. Nu au de ce să fie nemulțumiți, că ei l-au pus. E adevărat. Nu trebuie să se fie supărați pe ei, dacă vor, nu pe Vlad Iacob. Este din rândul lor, este al lor, din galerie, suporter. Eu mi-am spus punctul de vedere vis-a-vis de aceste lucruri, am fost înjurat și eu și alți colegi de-ai mei, nu trebuie să le amestecăm, ei trebuie să-și vadă de treaba lor, de peluză, de programul DDB, pentru că am văzut că au și un nou conducător, cum nimeni nu se bagă peste, nu cred că a intervenit cineva acolo sau intervine vreodată în activitățile lor, nici a PCH-ului, nici a DDB-ului, așa nici nu trebuie să se bage în problemele clubului. Din păcate, sunt greșeli care se fac în continuare, aceleași greșeli care au adus clubul în situația asta, nu se mai termină și nu înțeleg de ce, dar ei știu cel mai bine ce e acolo. Crezi că ar trebui să se joace derbiul CSA pe Arena Națională, așa cum intenționează cei de la Dinamo? Cred că e o este o chestiune artificială. Să vină cine la meci? Din partea CSA Steaua, probabil că va veni peluza sud, dar mai mult nu cred că vor veni. Pentru că toată lumea se duce către FCSB. La Dinamo, nu știu dacă este un derby, cred că nu mai este un derby în momentul de față la Liga a doua cu CSA Steaua. Este o chestiune amplificată așa. Și este în primul rând, în momentul de față, o luptă ilegală. Cum a fost și în Liga 1, când am spus, la 6-0 atunci, o luptă ilegală între CSA Steaua, are echipă mult mai bună decât
din momentul de față. Nu cred că este un derby. Sună destul de ciudată Liga a doua în acest moment, dacă ne uităm în clasament. Avem Shelin Bărt pe locul întâi cu 3 victorii consecutive, după care Unirea Slobozia pe 2 tot cu 3 victorii consecutive, Oțelul Galați pe 3, Buzău pe 4, Poliaș pe 5, Unirea Deș pe 6, iar Steaua, care apropo și joacă cu Csíkszereda în acest moment, este 0-0, de abia început la ora 19 meciul, este pe 7 și după aia vedem Brașov, Ripensia, Csíkszereda, Metaloglobus, Unirea Constanța, Dinamo jos de tot în clasament. Eu cred că este un clasament corect în ceea ce s-a întâmplat în această vară, luând, plecând cu Slobozia. Slobozia merge pe omogenitate, e clar, acolo nu s-a schimbat foarte mult, au adus un antrenor, chiar dacă a plecat Mihal Ciacosternache, care se mulează perfect pe ceea ce vor cei de acolo. Mergând mai departe, Iașu, cred eu, din punctul de vedere că la cum s-a mișcat și la ce buget au, nu au cum să rateze promovarea în acest an. 20 ceva de jucători, jucători de Liga 1, jucători de valoare. Cred că este un clasament normal. Mai departe, marea decepție, sigur, Csíkszereda. Pentru că 0 puncte după 2-3 etape, care toată lumea spunea, domne, la anul va ataca promovarea. Dar sigur, este un început de campionat. Dar uite că trec etapele și atenție, la Liga 2 se joacă un singur joc, nu mai e retur. E adevărat. Și se joacă, va fi o bătaie mare, în primul rând, să ajungi în play-off și după aceea să te gândești la obiective mai mari. Ovidiu Burcă ar trebui să continue la Dinamo din punct de vedere? Păi eu cred că da, de-abia a început. Păi da, nu da, văd da, de ce n-ar continua, dar n-are ce să facă cu lotul ăsta, Victor. La Dinamo poate să-l aducă și pe Mourinho în momentul de față. Dinamo are în momentul de față un lot cu care se va bate la Liga 3. Poate să vină oricine, orice antrenor. Nu ai nicio șansă. Da, din păcate. Bun, am ajuns la final. Îți mulțumesc mult pentru prezență, Florin. Mulțumesc și eu. Ne revedem mâine de la aceeași oră, 18:30, la ProSport Live. Până atunci rămâneți cu ProSport.ro. Să aveți o seară frumoasă.